Junioarele cu vârsta de Rio sunt ochi și urechi la indicațiile celor doi. Pe lângă gimnaste, sala e plină și de antrenori. Sunt multe la prima vedere, dar dacă le-am luat bob cu bob, cum se spune, și pe anii de naștere, vom vedea că în fiecare an, câte două, câte trei împlinesc vârsta de seniorat. Iordache și-a revenit după episodul Londra și arată din ce în ce mai bine. Europenele de la Moscova sunt primul ei obiectiv. Bulimar nu se lasă și vrea să surprindă la individual. Am doresc să arăt cei mai buni din mine și să îmi îndeplinesc visul. Asta este cel mai important. Aș vrea tare mult să merg pe individual și da, a apărut o săritură. Și sper să fie cât mai bună și cât mai puternică. Abia revenită în sală, fetele o așteaptă și pe Sandra să intre în formă și să meargă cu ele la Moscova. Noi încurajăm cât putem și cât trebuie să o ajutăm. Asta depinde de ea. Încurajăm, chiar vrem să revină. Acum totul depinde de ea. Lotul va rămâne la Izvoran până se va construi sala din Parcul Dinamo. Promisiunea primită de la premierul Ponta e că aceasta se va termina în 6 luni.